Acum 160 de ani, pe 24 ianuarie, se împlinea un mare vis al națiunii române. Moldova și țara românească se uneau sub sceptrul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Acest eveniment crucial în existența poporului român a fost comemorat astăzi în fața bustului domnitorului Unirii, situat pe Bulevardul Mihai Eminescu, lângă sediul IPJ. După discursuri patriotice ale oficialităților și după depunerea de coroane la bustul lui Alexandru Ioan Cuza, a avut loc și o slujbă religioasă susținută de un sobor de preoți. S-au trimis la el pe ucenicii lor, împreună cu irodianii, zicând: învățătorule, știm că ești omul adevărului și într-o adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Nu a lipsit mult așteptata paradă militară, iar elevii de la Liceul de Artă din municipiul Botoșani au intonat imnul României. Evenimentul s-a încheiat cu o horă a Unirii încinsă de toți cei prezenți, oficialități, politicieni, cetățeni ai municipiului. Pentru cei care au participat la aceste manifestări, momentul a fost încărcat de o emoție aparte. Emoționale. Fiind cadru militar în rezervă și în retragere, am o deosebită plăcere să particip la asemenea activități cu caracter nu numai politic, istoric mai mult. Începutul Unirii a fost de la Mica Unirii și după asta a urmat Unirea din 1918. Patriotismul e foarte important, păcat că acum mai puțin se manifestă. Au fost foarte frumos. S-a jucat frumos ora Unirii. Totodată, un moment aparte l-a realizat actorul teatrului Mihai Eminescu din Botoșani, Cezara Mitroaiei, care a citit discursul lui Mihail Cogălnicianu, citit cu ocazia înscăunării lui Alexandru Ioan Cuza.